Oficialii din Ministerul Apărării spun că discuțiile despre stagiul militar se poartă în alți termeni și nu se pune problema revenirii la sistemul dinainte de 89. Este adevărat că avem în discuție metode alternative, metode moderne, metode actualizate cu actualele standarde și așteptări. Este în discuție, spre exemplu, o posibilitate de a executa stagiul militar în mod voluntar. Urmează să fie dezbătut în Parlamentul astfel de lege și în momentul în care vor fi elemente concrete, cu siguranță va fi interesul nostru să explicăm. Proiectul stabilea și plata 2700 de lei pe lună pentru cei care urmau stagiul militar. Ar fi primit bani și când nu erau convocați, 1500 de lei. Ar merge tinerii voluntari să se angajeze în armată? O mică parte. Consider că o mică parte ar putea să aleagă să meargă. Nu cum ar fi mers mai demult în alte vremuri. Pentru mine, în momentul de față, nu este atractiv. Adică, nu, în principal, da, pentru cei care îți meniți pentru cariera militară și și-o doresc foarte mult, da. Dar pentru cei care vor să facă altceva decât să fie subordonați, poate noi vrem să facem mai multe. Dacă nu este obligatoriu, atunci mai bine nu. Subiectul e redeschis acum pe fondul tensiunilor din zona ruso-ucrainiană. Nu e vorba de mobilizare, spun oficialii. Mobilizarea nu s-ar face pe ascuns. Iar faptul că există discuții, ori de câte ori centrele militare desfășoară operațiuni prin sondaj de mică amploare, de verificarea situației militare pentru anumiți rezerviști militari, să știți că nu este ceva nou. Sunt activități chiar de rutină, nu vreau să liniștesc neapărat opinia publică, dar adevărul acesta este și vor mai fi în toate centrele militare astfel de chemări punctuale cu rezerviști din rezerva, din baza de date a Armatei României, pentru care este necesară clarificarea situației militare. Verificări au început să se facă de luna aceasta în Brăila, unde au fost invitate cel mult 20 de persoane la centrul militar. În cazul rezerviștilor cu probleme medicale, evaluarea va fi făcută de o comisie specială și numai dacă se va ajunge la o mobilizare generală.